Salutare, bun venit în episodul Știul săptămânii 40. A fost această săptămână care a trecut, a fost una foarte, foarte plină de știri, mai ales cu campania electorală care după o lună de zile de campanie au avut loc alegerile. S-a încheiat această campanie electorală pentru alegeri locale. Dar voi reveni mai târziu în acest episod cu opiniile care le-am găsit sau părerea personală care o cred. În această săptămână au fost foarte multe titluri care mi-au atras atenția, dar am selectat pentru voi doar unele care le consider cele mai importante. Acum, dacă considerați că am omis o chestie, o chestie despre anumită știre, vă rog să-mi scrieți în partea de comentarii jos pagina video. Prima știre este despre retail polonez care a ajuns la un număr de peste 500 de magazine de fashion, de modă. Pe lângă haine, această industria modei include și accesorile și chiar și încălțămintele. Nu mă surprinde acest număr de 500 de magazine, având în vedere că la nivelul anului 2014 erau 388 de multinaționale, de firme multinaționale, care din Polonia, numai din Polonia, care se ocupau cu diverse activități de la industrie, servicii, finanțe și așa mai departe, foarte multe servicii. Nu mă miră. Și în următorii 5 ani, acest număr de magazin se va dubla, după opinia mea. Dar vom trăi și vom vedea. Un infografic, am mai dat peste un infografic care pune în context toate cifrele de afaceri din principalele județe ale României. Și aflăm că ceea ce știam deja, că în ultimii 5 ani de zile, marile județe în care se fac afaceri, pe lângă București, sunt și Cluj, bineînțeles, Timișoara, Argeș, Iași, Brașov și așa lista continuă. Vedem că, într-adevăr, și unele județe din interiorul, din mijlocul clasamentului s-au schimbat, dar vedem că și restul, care erau în principalele 5 poziții, și-au mărit efectiv cifrele. Nu neapărat numărul de companii care operează, dar și-am uit cifrele de afaceri obținute de acestea. A treia știre care mi-a atras atenția este faptul că cu 725 de angajați în Croația, podul care va uni, care va trece de ieșirea la mare a Bosniei și va uni Dubrovnicul de Zadar, de partea continentală. Efectiv, când vei traversa Croația, nu vei peste anumit timp, cred că în jur de 2 ani de zile va fi gata. Deja este în plan de 2 ani de zile, dar 2 ani de zile după estimările proprii consideră că acest pod în Croația va fi gata, construit. Nu va fi nevoie să mai treci prin 10 km prin Bosnia, când te duci de la Dubrovnik la Bacanska, de exemplu, în Croația. Sunt 725 de angajați care încep aceste lucrări, lucrările care sunt finanțate de parteneri chinezi, chiar și de băncile chineze. Dar nu este un lucru rău aceasta, fiindcă
cum s-a dezvoltat și în Muntenegru această piață de construcții cu partener chinez, se poate dezvolta și în Croația sau chiar în Bosnia aceste legături. Chiar dacă la un moment dat chinezii vin și cu finanțarea, vin și cu lucrătorii ei și vin și cu tehnologiile ei, și statele care apelează la aceste servicii au mai puțin de câștigat decât și-au dezvoltat ele aceste servicii de construcții și le-ar implementa 100% în țara lor, de baște, că vorbim de Muntenegru, Croația sau Bosnia. Dar, de cealaltă parte, vedem că se poate și vedem că o țară europeană care are 7 ani de când este în Uniunea Europeană poate să dezvolte un nou proiect de la zero, având în vedere că Croația are unele dintre cele mai spectaculoase drumuri, autostrăzi. Nu mă miră acest fapt. Alte știri, vedem că antreprenorii din Cehia încep să se extindă din ce în ce mai mult în segmentul de media din Ungaria-Polonia. Nu este un subiect care, cel puțin pentru România, care dă semne de întrebare, având în vedere că în România sunt foarte multe fonduri și fundații din Ungaria care au venit să deschidă activități media, firme de media, că vorbim de televiziune, radio sau presă scrisă, la noi în România. Nu mă miră, dar se întâmplă și la alții acest lucru. A cincea sau a șasea știre, o să țineți pasul cu mine în episodul de astăzi. Vedem că Nicolae Dănilă, fostul președinte al BCR de pe vremea când a privatizat banca, descrie perioada gri și momentele, pot să zic, tragice de la sfârșitul anului 90, când Bancorex a fost înghițită BCR, Bancorex, care mai avea 2 săptămâni sau o lună de zile efectiv să declare falimentul băncii din cauza creditelor lipsă. Nu mulți dintre voi își mai aduc aminte de aceste aspecte, dar având în vedere că s-au întâmplat acum 20 de ani, dar sunt, pot să zic, cu luare aminte acestea. Sunt cu luare aminte fiindcă e nevoie de a nu repeta istoria, dacă se poate, bineînțeles. La nivel macro, mă refer. Vedem că Iliad, al patrulea sau al cincilea operator din Franța de servicii telecom, preia Play, treia sau a patra companie de telecom din Polonia, dar prima care are cea mai întinsă rețea pe segmentul de telefonie mobilă. Este un deal în jurul valorii de 4,15 miliarde de dolari. Imens, având în vedere că domnul Borgfagsson, dacă bine rețin, s-ar putea să nu citez foarte bine numele dânsului. Este un investitor din Islanda și domnul Panos Germanos, care a construit celebra rețea de telefonie, de distribuție de telefonie mobilă Germanos în anii 90-2000, vândută și aceea pe, nu știu, cred că 1,5 milioane de euro în 2012 către OTE, acționarul majoritar al fostului Om Telecom, au investit în această societate mai puțin de 1,5 miliarde de euro și amândoi având proporții egale după listarea la bursă 25-20-25% din capitalul societății care a rămas în proprietatea lor, vând această societate pentru
4 miliarde de euro. Este o a doua investiție și a doua afacere a vieții și pentru celebrul hedge fund owner din Islanda și familia Germanus, Panos Germanus din Grecia. Și este jos pălărie. Și aflăm că grupul Vivartia este în discuții pentru a fi vândut fondului CVC Capital Partners. Grupul Vivartia a fost înființat din fuziunea Delta cu Civita, mi se pare, în 2005-2006, 2000, da, s-ar putea să încurc anii, dar este undeva în anul, până în anul 2007. Când fondul de investiții care l-a preluat, care a dorit această fuziune, a cumpărat efectiv cele două firme și l-a fuzionat. Este vorba de Marfin Investment Group, fosta bancă Marfin este, a fost și acționarul acestui fond până în 2015, mi se pare. Este în discuții să fie vândută această afacere Vivartia, dar, pe de cealaltă parte, având în vedere că grecii au trecut acum 11 ani printr-o criză extraordinar de mare la nivelul țărilor și au rămas efectiv fideli acestei investiții, este o surpriză ca și acum această firmă să fie în vânzare. Dar pe partea cealaltă, un fond de investiții cum este Marfinu, nu mai mult de 7-10 ani de zile, hai de 15 ani, nu ține o investiție imobilizată în activele fondului așa mult timp. Observăm că Polsat din Polonia cumpără Spectrum TV, un serviciu de media din Polonia. Este și aici impresionat, având în vedere că Polsat în ultimii 5, 6, 7 ani este în tot felul de achiziții la nivel regional sau chiar național în Polonia. Nu este o surpriză, dar pe cealaltă parte mă surprinde că domnul Zac, proprietarul Polsat, este, v-am spus într-un episod, este atât de nerăbdător ca și aceste tranzacții să aibă loc și să-și extindă portofoliul. Vedem că BRD Raiffeisen intră împreună cu BCR în Citoan. Este o firmă care administrează, intră, mă refer, cumpără un pachet de acțiuni în 33%. Firma CIT se ocupă de handling-ul, administrarea banilor la bancomate și la administrarea POS-ului din rețeaua BCR, în primul rând. Și vedem că acestea trei se înțeleg și obțin acordul Consiliului Conferințelor pentru a fi investitori în această societate, toate cele trei. Având în vedere că BCR a înființat numai cu mai bine de 15 ani această afacere, este o premieră că cele trei bănci se înțeleg până la urmă. Aflăm că, după vânzarea portofoliului de construcții, Fortenova, fostul Agrocor, se află în discuții avansate pentru vânzarea diviziei de Frozen Foods. Adică Ledo, tot ce înseamnă partea de brand Ledo din Croația, din Serbia, din Muntenegru și chiar și din Slovenia. Ei vor să obțină peste
peste 650 de milioane de euro, în urma tranzacției 650 de milioane de euro, dar investitorii au pus până la doar 450 de milioane, ceea ce este și așa mult pentru o firmă înființată 91 din fuziunea mai multor gelaterii, să zic așa. Dar puteți să aflați istoria Ledo și citind și accesând agrocore.hr sau Fortenova Group sau grupa.hr și să aflați istoria sau chiar Ledo.hr. EMAG continuă partea de extindere în piețele internaționale după Bulgaria și Ungaria. Să zic, deschiderea de business-uri mai bine de 6-7 ani, în urmă cu 6-7 ani, și fuziunea extrem digital cu EMAG în Ungaria, acum tinde să își extindă și cotele de piață și să se extindă și în Polonia, chiar dacă în Polonia este o prezență undeva doar la 4-5 ani, deci este tânără, să zic așa, prezența, dar se poate ajunge să fie într-adevăr locul 2. Nu poți tu să treci de Allegro din Polonia, care este cea mai mare firmă de vânzări online, dar poți să fii locul 2 în Polonia. Vedem că Blue Air solicită statului să finalizeze acordul privind susținerea prin investiții a operatorului pe piață. Având în vedere că nu este o societate strategică din portofoliul guvernului român, Blue Air tind să cred că nu își dă seama ce cere, având în vedere că și celălalt operator, Tarom, din țară, operator aerian, din țară are foarte mari probleme, nu știa ceea ce cere Blue Air încât să solicite și să stea cu, să zic așa, cu mâna să bată la ușă la guvern încât să rezolve propriile probleme. În fine. Următoarea știre, vedem că frații Pavel au transferat toate deținerile care le aveau prin Dedeman, inclusiv Dedeman, pe Paval Holding. La acest lucru mă refer la Dedeman S.A., la Vrancard, investiția în Vrancard, în Alro, în Electrica, în Transelectrica, în părțile de commercial real estate sau industrial real estate. Vedem că vrea să își realizeze structuri de business investind transferând aceste investiții în societatea mamă, Paval Holding, înființată în 2018. Altă știre care mi-a atras atenția, Hidroelectrica, așa cum o spuneam și data trecută, HEP, Hidroelectrica vrea să intre în acționariatul unui operator de eoliene și solar, de panouri solare. Aceste investiții nu sunt ieftine, având în vedere că pentru a dezvolta, nu mă chiar pricep, dar pentru a dezvolta aceste surse de energie regenerabilă, ai nevoie de cel puțin între 10 și 50 de milioane de euro să fii măcar cu o prezență semnificativă pe piață, să nu fie un jucător mic de 1%, sunt într-adevăr scumpe aceste achiziții. Altă știre, vedem că magazinele de pâine Panemar au ajuns la vânzări de aproape 90 de milioane de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 19 milioane de euro. Având în vedere că
aproape 95% din activitatea Panama este în Cluj-Napoca, este jos pălăria, având după stimările proprii peste 40% din piață în Cluj-Napoca. Și continuă să crească această afacere, operând extindere și în Oradea, și în Hredin, și chiar și în Târgu Mureș, după ultimele știri. Gigantul Amazon își deschide a treia firmă românească care să facă parte de BPO și nu numai, adică Business Process Operation, parte de call center și externalizare de activități din piețele dezvoltate. Este o surpriză că în urmă cu 10 ani sau 15 ani s-a extins în Iași prima dată și a deschis și a doua firmă acum 2 ani sau 3 ani de zile, tot cu această activitate tot în Iași. De data aceasta este în București, această extindere de firmă. Vedem cum va evolua, dar oricum au ajuns, cred că la face de 30, s-ar putea să greșesc, 30-40 de milioane de euro din aceste servicii. Vedem că Verbund cumpără de la OMV pentru 437 de milioane de euro Gas Connect, un fel de transgaz mai micuț din Austria. Și reflectă, să zic așa, strategia OMV de a-și vinde toate activitățile care nu au legătură cu petrol și gaze. Adică fiind o activitate de distribuție această și nu de explorare, cum este mai să zic așa, aleasă strategia în ultimii 5 ani de zile pentru OMV, ca să investească în explorare și mai puțin în distribuție de energie, este, pot să zic, un shift, mai ales că OMV s-a apucat să investească în industria chimică și nu numai din Austria. Aflăm că AMS, operatorul de industrie, de tehnică industrială din Austria, a terminat aproape 99% procesul de a integra Osram, celebrul producător de becuri și de industriile de iluminat din Germania. A terminat de integrat în holdingul său și a făcut și un reverse merging, adică o fuziune pe firma pe care a cumpărat-o. Noua firmă, noua entitate va avea loc, va avea sediu în Germania, în Munich, în München. Aflăm de la ZF că de fapt este un articol despre mărirea și decăderea celui mai mare producător de vin. Este vorba de Moffat-Clark, care este în insolvență din 2015 după descoperirea problemelor contabile din 2012 și a foștilor proprietari, să zic așa. Această firmă se vinde pe bucăți și se vinde la prețuri cum ai vinde o hală industrială. 15-20 de milioane de euro. Este un mare păcat, dar activitatea s-a transferat, să zic așa, și prin preluarea unor contracte pe Wine Solutions, mai bine de 5 ani de zile. Activitatea Cramer Moffat Line. Vedem un articol tot despre Polsat care dorește să își vândă partea de infrastructură, celebrele taure care asigură partea de transmisie de semnal. Nu neapărat business-ul în sine, dar partea de mentenanță și de construcție de site-uri, de antene
pentru captarea și distribuirea semnalului. Aflăm că Valamar Riviera, cel mai mare operator de turism din Croația și din Balcanii de vest, a făcut un anunț șoc prin care spune că în anul acesta va obține 30% din venitul anului trecut. Este, dar va menține angajații care nu sunt puțini la noi. Este o crimă ceea ce s-a întâmplat cu piața turismului, mai ales în piețele din Croația și Grecia. Este o crimă, dar la un moment dat acesta este jocul pieții și e nevoie să se discute fiecare operator. Vedem că afacerea GetBack din Polonia și Idea Bank, tot din Polonia, care aparțin de celebrul investitor Elche Corp, un investitor cu state vechi pe piața din Polonia și nu numai, dă înapoi și nu mai obține, nu mai este lăsat să obțină și nu mai poate să obțină o nouă emisiune pentru a-și finanța operațiunile și a ieși din gaură neagră, lipsa celor aproximativ 150 de milioane de euro. Dacă bine o rețin, s-ar putea să fie mai mulți. Fraudă descoperită undeva în 2018, iar de atunci acțiunile celor trei companii, Getin Noble Bank, Idea Bank și GetBack și Elche Corp, care fiecare se ocupa de o secțiune de investiții, că vorbim de consumatori sau de investiții sau de imobiliare, au tot luat-o în jos și continuă să fie o pală de vânt față de acum 5 ani de zile, când erau niște titani cu niște valori de piață de 600-700 de milioane de euro fiecare business. Orban se trezește că și află că bursa, pe meniu, că bursa românească a fost promovată pe categoria de piețe emergente. Fără listări în ultimii 5 ani de zile, listări mari, mă refer, adică cum au fost, pardon, în ultimii 3 ani de zile, cum au fost Digi, cum a fost Electrica, cum a fost Transgaz, Transelectrica, MedLife și lista poate continua, nu ai cum să fii o prezență, chiar dacă te promovează și este ceva formal, la un moment dat, nu ai cum să fii o prezență în medie, fiindcă investitorii au în 60 de societăți portofoliu în care să investească, nu este o diversificare. În fine. Și vedem că tot Polonia lansează licitații de 4,5 miliarde de euro pentru modernizarea și extinderea drumurilor pe lângă autostrăzi. Este ceva de nemai imaginat, având în vedere că România încearcă de peste 15 ani de zile să ducă la bun sfârșit autostrada Transilvania și nici acum nu este în pole position. Alte știri, vedem că pe ghișeu.ro, celebrul site pe care poți să-ți plătești taxele online, mai adaugă încet încet, cu pași timizi, un nou serviciu, achitarea taxei pentru permisa de conducere. Având în vedere că s-au investit peste, se spunea acum 5 ani de zile, 5 sau 6 ani de zile, că valoarea proiectului este în jur de 500 de milioane de euro, efectiv, nu numai site-ul, dar și interconectarea tuturor părților în acest sistem, tuturor administrațiilor locale, centrale și așa mai departe, cred
că deocamdată s-a ajuns doar la 250 de milioane de euro cheltuiți și mai au mai mult ca să ca și ghișeu.ro să fie într-adevăr o 100% un instrument de plată a tuturor taxelor. Vedem că Every Market spune că Dacia lucrează la primul său SUV Duster cu 7 locuri. Având în vedere că în ultimii 3 ani de zile nu am mai făcut nimic pe această platformă, este momentul și mai ales cu noile lansări de Logan, a generația a treia de Logan și a doua de Sandero, care într-adevăr vă spuneam că pozele de săptămâna trecută erau randate. Acum Dacia se uită și la segmentul de SUV. Și ce încearcă aceste firme este să aducă efectiv un pic de zvon pentru a vedea cum se percepe această știre sau acest produs, cum se va percepe. Dar având în vedere la câte reclame le-a făcut la cele două noi lansări de la Dacia, sper să fie vânzări cu o treime mai mare în următorii 5 ani decât au realizat până acum cu vechile generații Dacia să realizeze. Vedem și că noul Opel Mokka E Electric Diesel și pe benzină este prezentat în premieră, având în vedere că are un design extra de captivant și pentru un om generația 40-50 de ani, dar și un tânăr din generația 20-30 de ani, când vede pozele, este atras de acest design. Pot să zic că, și mai ales motorizarea, pot să zic că Opel va aduce un cost killer hybrid pe piață. Da, vedem că Money din Polonia ne spune că debutul Allegro, ce vă spuneam și săptămâna trecută, va aduce între 2,1 și 2,3 miliarde de euro pentru fondurile de investiții acționare în această companie, în urma listării. Și vedem că UiPath a anunțat public că în 2021 se va lista la bursă. Este de așteptat această listă. Străinii care au vizitat tot ziarul financiar ne arată că străinii care au vizitat anul trecut România au fost nemți și izraelieni pe primele două poziții, continuând și cu alte țări de lângă noi, unguri, austrieci, italieni și lista poate continua. Vedem o nouă problemă în această, o nouă tendință în această secțiune de turism, în care turiștii români renunță la rezervările early booking și optează pentru a face rezervări în sezonul actual în stațiunile din România. Și Republica ne spune că după 20 de ani de McDonald's, Costian Puiu, un manager de operatorii de restaurante de tip fast food din România și nu numai, aduce un nou concept de vânzare de gogoși, un nou business. Într-adevăr, este ca și Coca-Cola, McDonald's este un instrument prin care angajații pot să își dezvolte skill-urile și abilitățile de management și de marketing și de leadership în cadrul companiei, ca să le experimenteze și pe unul. Și vedem că școala de business McDonald's mai face încă un antreprenor.
Două noi startup-ul se listează pe Seedling. Deja i-am pădut, să zic, counting-ul, numărătoarea la câte s-au listat. Toți ziarul financiar ne anunță că anul acesta agricol, seceta din anul acesta agricol a diminuat aproape 30% producția de floarea soarelui. Floarea soarelui care este una dintre cele mai exportate, să zic, produs agricol din România, produs materie primă din România. Și aflăm niște opinii total vehemente de la redactorii Republica, prin care cei trei fondatori spun că dacă decizia de majorare a pensiei va pune în genunchi bugetul de acum încolo. Majorarea pensiilor va pune în genunchi bugetul statului și va aduce numai evenimente negative economiei românești. Aflați mai multe și sunt super interesante aceste trei lecturi cu cele trei opinii. Domnul Florin Negruțiu, Alex Nevadaru și celălalt editori de pe Republica și Claudiu Voță. Avem o secțiune de topuri prin care aflăm cooperativele. Cooperativele care la începutul anilor 90 erau urâte și desființate, pot să zic, agresiv și abrupt. De circa 5-6 ani au început să fie și să apară din nou pe radarele business-urilor de agricultură din România și să fie susținute unele dintre ele chiar de Carrefour, Kaufland și alte rețele comerciale, având în vedere ofensiva care a fost anul trecut din partea guvernului ca 51% sau o treime din exploatații agricole să se vândă local. Dar, până la urmă, s-a dat seama că este o prostie și este nevoie de piață pentru a ajusta aceste cereri și oferte, pentru a ajusta procentul. În fine. Din secțiunea alegeri, aflăm că Clujul a fost câștigat de către Emil Boc cu un scor de peste 75%, ceea ce este extraordinar în legătură cu managementul orașului Cluj-Napoca. Este fenomenal. Un scor imens. Pe cealaltă parte aflăm că după 20 de ani Marian Opreșan a pierdut funcția de președinte Consiliului Județean între Ciocan și Nicovală. Dacă faci anumite activități și propui anumite proiecte și le duci la îndeplinire, ai succesul asigurat. Este ca în business, această administrare de orașe. Este ca într-o afacere. Dacă faci, ai și vei fi apreciat de către piață și vei fi adus efectiv prin planul acelor activități și acelor poziții pentru a fi reales. Și ultimele două știri sunt cele legate de niște podcasturi care au un prim plan pe George Buhnici. Primul este legat de partea de business imobiliar și este o discuție cu fondatorul grup de lux din Cluj despre viziunea lui a pieței imobiliare și ce urmează să se întâmple. Foarte, foarte interesant interviu. Dacă doriți să-l ascultați toate și aveți 40 de minute la dispoziție, toată recomandarea pentru a asculta acest podcast.
Iar al doilea podcast de săptămâna asta este Antidotul pentru Haos, tot din seria podcastului George Bohnici. Este vorba de Nassim, o discuție cu Nassim Nicolas Taleb despre teoria antifragilității. Și dacă tot așa, dacă aveți la dispoziție 45 de minute să vedeți cum o teorie sau cum un proiect care a fost înființat acum, care a fost gândit și publicat acum mai bine de 15 ani pe piață, este în, tot în, în actualitate. Dar puteți să descoperiți aceste interviuri. Bun, știrile din săptămâna 40 se încheie. Dacă aveți altceva de adăugat în secțiunea de comentarii jos, nu uitați să-mi lăsați un comentariu și până data viitoare, până săptămâna viitoare, nu uitați, citiți și nu numai ziare, citiți și cărți. Salutări!